Pe zi ce trece, termenul de finalizare devine nesigur pentru că Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice a respins caietul de sarcini pentru cumpărarea unei șine de tramvai. Faptul că nu este înlocuită a stopat întreaga lucrare pe care autoritățile sperau să o încheie în vară. Primarul nu înțelege de ce procedurile birocratice funcționează în defavoarea dezvoltării orașului. Proiecte la care caietele de sarcină au fost făcute aproape copy-paste. Primul proiect a fost aprobat de ANRM, al doilea a fost respins. Găsiți dumneavoastră răspunsul. Avem, ca să nu ne judece lumea prea aspru, pentru că, într-adevăr, din afară se văd lucrurile că evoluează extrem de încet. Avem bucățica aceea din Basarabie. Avem de două ori respins caietul de sarcini pentru achiziția de șină de cale ferată. Este incredibil, tot pe niște motivații care, sincer, ne scapă și nu ne par a fi foarte serioase. Dar asta ne împiedică să terminăm o lucrare care trebuia terminată de 6 luni de zile. Sunt lucruri care se întâmplă fără voia noastră. Nu să cred că cineva o face intenționat. Strada Basarabie va fi modernizată cu suma de 3,4 milioane de lei de la bugetul local. Despre investiții asemănătoare cu bani de la stat sau de la Uniunea Europeană au vorbit și alți aleși locali care spun că este nevoie de o organizare bună, astfel încât planurile și hotărârile adoptate în cadrul Consiliului să fie aplicate într-un timp scurt. Am fost nevoiți să aplicăm o corecție în sensul de rectificări, având în vedere că destule din obiectivele cuprinse în programul de investiții nu au putut fi rezolvate. Aș vrea să fac, dacă e posibil, să trag un semnal de alarmă și pentru anul 2014. N-aș vrea să fim în aceeași situație și în 2014, să alocăm prin buget resurse financiare pentru programul de dezvoltare și să ne găsim la finalul anului în aceeași situație. Cu atât mai mult cu cât e vorba și de împrumutul ăla care l-am contactat mai de mult și de-abia dacă o să reușim anul ăsta să-l stingem prin tragerile pe care le vom face, rugămintea mea e să accelerăm puțin ritmul în care începem și dezvoltăm proiectele de investiții, astfel încât finalul anului 2014 și efectiv la anul când vom analiza contul de execuție bugetară să ne găsim în situația în care să apreciem cu toții că bugetul aferent investițiilor pe anul 2014 a fost realizat. În ședința de Consiliu Local, aleșii au mai alocat 1,3 milioane de lei pentru 32 de biserici din Galați care vor trece prin lucrări de construire, reparații sau pictură.